În curând ar putea apărea un nou vaccin anticovid după ce un alt val provocat de SARS-CoV-2 ar putea lovi România în această toamnă. Estimarea noastră este că decesele vor mai crește în 3-4 săptămâni, pentru că există un decalaj între creșterea numărului de cazuri și decese. În niciun caz nu sunt decese comparabile cu valul 4 COVID, când a fost o situație fără precedent, a declarat ministrul Sănătății Alexandru Rafila marți seara la Antena 3. Cu toate acestea, ministrul Sănătății nu ia în calcul noi restricții, însă anunță că un nou vaccin împotriva coronavirusului ar putea fi accesibil din această toamnă. Mai exact, noul ser va fi gata probabil în octombrie și România îl va cumpăra, a mai spus ministrul. Nu avem în vedere o măsură restrictivă. Recomandăm utilizarea măștii în interior și în mijloacele de transport în comun. Cred că obligativitatea măștii în acest sezon cald este dificil de implementat, pentru că oamenii ar purta-o incorrect. Cred că e mai bună o recomandare, a continuat șeful de la Sănătate. Țara noastră ar putea fi lovită la toamnă de al 7-lea val COVID, avertizează ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Starea de alertă care a permis izolarea obligatorie, dar și alte restricții din pandemie, a expirat în luna martie a acestui an, relatează Antena 3.ro.